Salut! Săptămâna asta facem stand-up la Constanța, miercuri 27 martie la Doors Club, eu cu Toma și Sorin. În București suntem, ca de obicei, în fiecare vineri și sâmbătă, la noi la Club la Comics. Vineri avem un show de la ora 9 seara, iar sâmbătă avem două show-uri, unul de la 8 și unul de la 11. Iar duminică, tot la Comics, pe 31 martie, de la ora 7 seara, avem spectacol cu Horațiu Mălele. Bilete pe ea bilet sau rezervare la telefon. Am reluat filmările la show de seară, emisiunea aia de pe Comedy Central cu Viorel Drago și alți băieți. Și sâmbătă asta, pe 30 martie, filmăm două episoade din show de seară. O să fie în timpul zilei și dacă vrei, poți să vii în public. Invitatul de azi este Radu Păltineanu. Radu a traversat Americile, toate Americile, cu bicicleta, adică peste 34.000 de kilometri cu bicicleta și i-a luat uh, 3 ani și 3 luni. Mi-a povestit cum a fost, de ce a făcut-o și cum i-a schimbat viața toată experiența asta. Tu ești foarte prins acum în perioada asta, nu? Am zis că ai avut la Iași uh -huh. o conferință. Da, m-au chemat diversi să uh -huh. vorbesc despre toată experiența asta de trei ani și trei luni în Americi. Am fost la ea și chiar am avut o audiență incredibilă la Iași. Deci a fost cea mai frumoasă prezentare care am făcut-o. 250 de oameni în aula, Mihai Minescu, de la CUZA, extraordinară audiență, două ore captivante, să zic așa, în care mi-a o prezentare cu, cu filme? Uh, eu tot pot... timpul încep prezentările cu un filmuleț pe care de două minute jumate în care, mă rog, dau o idee oamenilor ce am făcut eu în ultimii trei ani. mi lași și mie să-l pun în, da, în sigur. Intro. Uh -huh. Da, E destul de reprezentativ, așa sunt secvențe din zonele pe care Drumul național 7 din Chile, cunoscut ca și caretera Austral, este un drum care traversează una dintre cele mai pustii regiuni ale Americii de Sud. Am avut uh, foarte mult noroc, că am ajuns aici deja la sfârșitul august, început de septembrie în sud și nu am mai prins zăpadă, cred că ar fi fost uh, foarte dificil cu viața. Au fost locuri în care m-am oprit pentru câteva luni, chiar. În Deci, în Medellin, în Colombia, am oprit o lună de zile, am stat la o familie de colombieni în Încolo Manaus. Cu narcosul, nu? <laughs> da, mă rog, ei lor când le spui despre toată povestea Cum? cu. Ce cu rău despre asta? Au simt rușine. Nu e, nu e o mândrie, Pablo Escobar, pentru Antiochezi, ca așa e corect să numești pe cei din Medellin, din regiunea Antiochia sau antiocheni, nu știu care e varianta corectă în orice caz, pentru locuitorii Medelinului nu e, nu e o istorie plăcută. Adică eu am avut contact cu varii persoane de acolo care îmi spuneau că în anii 90 nu puteai să ieși din casă, era nebunie, erau terorizați toți locuitorii de ce se întâmpla în acea perioadă și nu e, nu e o istorie, nici, nici e... o mândrie, nici un lucru de care să râd, ci din contra, și aduc aminte o perioadă de perioada cum... neagră. Da. Exact cum ne-am adus noi aminte de să știai în '80, când lumea era umilită să stea la cozi pentru un pui și niște lapte, nu știu. Când serialul e prezentat ca și cum o parte din locuitori îl admirau pentru că le mai dădea bani. Sigur, uh. nu sunt, nu, nu neg că sunt oameni care încă uh, admiră acea uh, parte de binefăcători a lui, uh, 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 a lui, dar nu, nu cred că, în general, vorbind, populația nu este mândră de. Ba, din contră, asta le-a tras o imagine atât de negativă ței respecte. Și va mai lua încă mulți ani de zile ca să devină o destinație turistică completă și așa mai departe. S-au făcut pași foarte frumoși în Columbia chiar cred că Columbia în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat enorm. Deci au șosele foarte ok, au încep să aibă turiști, dar încă au imaginea asta de țară de narcotraficanți și așa. Da. Deci asta zic că până la urmă nu e o mândrie ce s-a întâmplat acolo. Că lumea în ziua de astăzi cunoaște toată povestea via serialul de pe Netflix Narcos, Asta e partea a doua. Dar, da, cred că și asta ne ajută la turism, că sunt unii care vor să meargă acolo unde Ajută, născut. da, dar ajută genul de turiști care bă, sunt mai aventuroși, nu? Care, bă, cum să zic eu, sunt atrași de chestia asta. E ok, nu e, nu e urgentă, putem uh -huh. să... Da, um. într-adevăr, dacă... că adică eu nu știu dacă m-aș duce în zona aia, că percepție mai că e periculos. Da, pe păi asta zic că nu e pentru. Opa, nu e pentru toată lumea. Da. Nu e. Deci, Columbia nu e, să zicem, o destinație gen. nu știu cum te duci la Riviera Maya, Yucatan, Mexic, nu? Sau Varadero, Cuba, unde ai. Asta sunt stațiuni. Stațiuni din, să zic, mai cele mai vizitate din Mexic sau din Cuba, nu? Nu, e, nu, există așa ceva în Columbia unde să ai genul ăla de turism în masă. Nu e mai mult turism de backpacking. Da. Dar se dezvoltă. Și asta am observat. Pe când țara vecină Venezuela e, e complet altceva. Adică pe vremuri fusese mult mai turistică și mult mai vizitat decât Columbia. Iar Dar acum, acum e exact sunt invers. Complet în rahat Da, sunt în rahat mari pentru am că Am văzut o, o poză cu foarte mulți bani aruncați pe marginea drumului eu personal pot să-ți spun povestea mea. Când am intrat în Venezuela, am schimbat 150 de dolari și mi s-a dat o sacoșă de bani. O geandă de bani. <laughs> pentru... Și asta adică am un mal, nu... dar există o poză Dacă cauți să Radu în Venezuela pe Google O să găsești o poză cu mine Care au preluat-o după aia Mi-am pus-o pe Facebook și au preluat-o tot felul de ziare din România Așa că s-a dus un român și s-a îmbogățit în Venezuela Știi, o prostie de știri da, de genul ăla da. Reptilianism Dar ideea e că exact așa s-a întâmplat M-am dus și am schimbat 150 de dolari și mi-a dat o geantă de bani Adică trebuia să număr 40 de bani pentru o simplă farfurie de mâncare, nu? Pentru că cea mai mare bancnotă era de 100. Cea mai mare bancnotă imprimată la vremea respectivă, în 2016, da. când era de 100. Și un dolar valora în jur de 4000 de bolivarieni. Uh -huh. Moneda din, din Venezuela. Deci erau 40 de hârtii pentru un dolar. Asta în cazul în care îți dădea numai de 100. Dar putea să ți dea și de 20, de da, 50. Da. Și atunci ia și numără. <laughs> Bunesc că nu e numărat. Da, îți dai seama că nu ei zăi numeri fiecare <laughs> da. la bucată, nu, dar au mașini de numărat bani, adică fiecare butic, fiecare restaurant, fiecare hotel, toate au... Ei, localnicii, mai pot plăti cu cardul, dar aici există un trick în Venezuela, că tu din afară, dacă plătești în monedă străină, practic ei nu recunosc cursul real al dorarului și tu plătești o sumă enormă pentru nimica. Nu funcționează revolut? Nu cred că era revolut pe atunci, uh -huh. în 2016. Eu am ce făceam în Venezuela ca să mă descurc cu banii. Bineînțeles, Venezuela în momentul ăsta are o diasporă enormă și atunci apelam la persoane din Venezuela care aveau prieteni în afară, le transferam prietenul în afară bani prin PayPal, gen 50-100 de dolari și îmi dădeau, un. bineînțeles, la un curs mai prost, dar da, mă descurcam. Da. Adică, oricum, Venezuela e foarte ieftină la modul că un hotel te costă 2 dolari, nu știu. Dacă ai bani. Da, e. e... Atât era cel puțin în 2016 când am fost eu. Dar e o țară foarte mișto, adică am văzut niște locuri absolut spectaculoase, cum e Parcul Național Canaima. E dacă există, tot timpul că dacă există rai pe pământ, ăla e locul, e Parcul Național Canaima, unde e și cascada Angel. Și e un loc minunat, adică au au natură extraordinară. Și, și fete frumoase. A, cu fetele frumoase, <laughs> nu știu, cred că Brazilia stă mai bine, că Brazilia asta da. stă cea mai bine la fete. <laughs> Brazilia și Columbia. Că okay? e mai mult un mit Venezuela. Dar rog, nu. Știu fete că frumoase foarte mulți peste ani Aici și, sunt peste ieșeau venezuelence la Miss World. Da, pentru că au o școală, era un tip au care o de miss. da, era un tip care lua cele mai frumoase, deci lua și cum să zic eu, o punea în valoare toată această frumusețe, dar dar, sincer, mie îmi place mai mult diversitatea Braziliei uh, și a Columbiei decât a... Adică m-a atras mai mult... Diversitatea e mai mare în astea două țări, în Columbia și în și în, și în, uh, Brazilia. Uh, și în Brazilia. Adică sunt țări unde, până la urmă, Brazilia, de exemplu, e o țară care nimeni nu-i majoritatea, nici albi nu-s majoritatea, nici negri nu-s majoritatea, nici nimeni. E o țară atât de amestecată și sunt oameni din toată lumea care formează nația braziliană, nu sunt... Uh, de la, știu eu, de la italieni la români, ucranieni, polonezi, japonezi și așa mai departe care au emigrat acolo în... Sunt comunități așa marte. De... Cea mai mare comunitate japonezi în afara Japonii, comunitate Brazilien? japonezi brazilieni. Italienii sunt cel puțin 20 de milioane de brazilieni care au, uh, uh, cum să zic eu, background, itali... mă rog, background italienesc. Nu au emigrat în masă. Dar cum să, adică, de ce nu păi sunt țări de America imigrație. De la... Au fost țări care au trebuit pop Mă rog, au să guvernele din, să știu, secolul 19, începutul secolului 20, încercau să atragă cum face în ziua de astăzi, continuă să facă, de exemplu, Canada sau Australia, da. nu? E aceeași politică. Argentina a atras enorm de mulți uh, uh, imigranți, mare parte europeni. Brazilia a atras și din alte părți. Brazilia a atras, cum spunem, japonezi, mulți, Uh, Brazilia, bineînțeles, are și toată istoria de neagră, de uh, sclavie, nu? Cu cei care au fost aduși de portughezi din Angola și așa mai departe, dar are și istoria de imigrație din partea foarte masivă din partea Europei. De exemplu, sunt uh, sate în sudul Braziliei unde se vorbește nu nemțește. Sunt două milioane jumate de uh, brazilieni uh, nemți, nu? Care s-au stabilit acolo de-a lungul de-a lungul timpului și care încă își păstrează până acum că când mai nemți decât nemții adică încă au Oktoberfestul ăla da. tradițional cu Lederhosen și așa mai departe și uh, e foarte, e o țară extrem de diversă lumea nu știu dă seama numai când se gândește la Brazilia se gândește a, e o țară ca Carnavalul deci, um, de Africa, la Rio ca, nu știu, și da. ca, a, o țară de deci nu, nu, e, uh, e foarte diversă și asta m-a atras la Brazilia că ai uh, și o diversitate destul de diferită față de cea americană, de cea din Statele Unite, știi, uh, sau din Canada. Mi-a părut foarte interesant în Brazilia faptul că ei chiar au reușit în acea diversitate să creeze o identitate națională foarte puternică, știi? Adică orice culoare ai fi, orice background etnic ai avea, orice, uh, bă, știu eu, uh, uh, nu, uh, da, orice background etnic ai avea, până la urmă toți chiar se simt brazilieni și e o unitate în acea diversitate și mie aia mi-a plăcut în Brazilia. Puține nații atât de, zic eu, recent formate și vor mai ales de nații în America care sunt toate da. destul de recente, nu? Au acea identitate foarte puternică, cum au brazilienii chiar dacă sunt atât de diversi, chiar dacă au tot acel background din toate părți venind din toate părțile lumii, nu din Africa, o parte din indigenii, din locali, nu, ei, cei care au background european, japonez și a mai departe. Deci, efectiv, din toate colțurile lumii, nu? Dar, uh, da, asta e, e fascinant. Da. Uh, hai să ne întoarcem un pic la început. De, de ce ai făcut toată povestea asta cu. că nu știu care a fost motivația. Știu mm -hmm. că ai avut ceva înainte cu Roșia Montană. Da, da. Așa și acolo ai prins gustul? Exact, chiar așa acolo a fost... am fost gustul. Deci, în 2013 am fost în, uh, într-un studiu de deci, Eu eram student în Canada, deci eram student la Universitate din Montreal. Ce studiai? Uh, Inginerie software, făceam software engineering, nu știu Automatizare și calculatare, ca da, da. da. Și uh, -am, uh, am făcut un exchange în uh, 2013 în Copenhaga, la DTU. Și acolo mă uitam eu pe Couchsurfing, poate știi rețeaua asta știu. de omenie. N-am folosit, dar uh, știu de. Am și uh, uh, găzduit la mine oameni, am și fost găzduit de foarte multe ori, în fine, dar uh, se publicau și evenimente acolo. Și mă uit eu și văd pe un eveniment făcut de Tică Darie, ca a fost el pe, uh, uh, mă rog, cu bicicleta de la Copenhaga la Roșia Montană, că fac un eveniment de ziua roșie, nu știu Bă, ok, hai merg și eu. Și așa m-am prietenit cu acest băiat, care ulterior s-a mutat la Roșia și a încercat să facă niște schimbări foarte mișto pe acolo. Cu căciurile și... împletite. Căciulile cu, împletite, da, da. cu ciorăpei și așa mai departe. Și ne-am pretenit noi, am băi, anul ăsta nu mai faci un tur, hai să facem, dacă el avea deja programat ceva cu o tipă, cu un tandem. Zic refac turul, din nou, awareness cu Roșia Montană și cu tot ce se întâmplă acolo și cu măgăriile. Și opunerea proiectului, opunerea față de proiectul minier, Uh, și am zis ok acolo deci el a făcut acea prezentare care e și adică cât a fost 100 de oameni în sală foarte fain prezentată el are un stil așa foarte uh, drag de a prezenta foarte jovial și foarte natural și la urmă am stat la o bere, am vorbit hai să facem și ne-am propus să facem două echipe pentru că el avea deja una formată zic, ok hai că fac și o altă echipă tu faci Europa pe partea asta de centrală Uh, vest central, mă rog, mai mult central, nu pe cu Germania. Plecare din România? Sau cu, ajuns, cu destinație în România? Cu destinație, deci plecare din Copenhaga și destinație în România, dar trasee foarte diferite. Uh, el a luat-o pe Europa Centrală, cum spuneam, pe Germania, uh, Austria, cred, Cehia, Slovacia, Ungaria și ulterior România. Și eu cu echipa mea am luat-o pe Scandinavia și Rusia. Deci ne-am ne dus pe, uh, Suedia, Finlanda, Estonia, Federația Rusă, Ucraina, Transnistria, Moldova și după da. aia ne-am întâlnit la Cluj. Și aia, tura aia mi-a me deschis așa puțin ochii că, băi, uite, se poate vedea lumea și altfel, știi? Prin forțe proprii și foarte tare, adică ai toată autonomia aia, nu e ca la... Focusem și mult autostop, de exemplu. În Europa, Europa am explorat foarte mult pe autostop, am făcut 30 de țări. Dar asta a fost cu bicicleta. Dar tura asta a fost cu bicicleta. Și autostopul a și... făcut să înainte, nu? Autostop făcut și, am făcut și înainte și după uh -huh. Deci am făcut și înainte de 2013 Și după 2003. Am făcut în 2014 altă tură tot Europa cu autostop Dar atunci a fost totuși un uh, O altă deschidere Nu făcând 2400 kilometri Atunci cu bicicleta Mi-am uh, mi dat seama că e foarte mișto E un alt mijloc de a vedea lumea Și e foarte fain Și atunci mi-am spus că dacă ar fi să fac ceva Fain cu bicicleta ar fi să fac America, dintr-un punct de vedere. E cea mai lungă rută, așa să zic că o continuă. Și văd în perioada aia un documentar al lui Mark Beaumont, care tot așa a petrecut vreo 9 luni de zile să traverseze tot lanțul muntos din Anchorage până în Ushuaia, până în Argentina. Și, uite, așa s-a născut ideea asta. Iar în 2015. Deci am făcut turul ăsta în 2013, în Antanar ne-am întâlnit, iar atunci, apropo de Roșia Montană, Tica a făcut un video care a devenit viral și care a scos în anul respectiv oameni în stradă. A scos sute de mii de oameni care au protestat împotriva proiectului minier. Adică, fix în perioada când am ajuns noi la Roșia, se vorbea de acea legea minelor da. care, ar fi fost, care ar fi făcut posibil proiectul. Adică era un, cum să zic eu, o, o, o fără de, fără de lege, știi. Uh, și ca să îngroașe ei uh, suportul față de acea lege a minilor, au chemat, bineînțeles, cei de la companie, oameni de prin toate satele, așa, muncitori, le-au dat căști, le-au dat în toate alea, a venit firea, a venit nu știu ce ministru a culturii, cu cred, o un panoramă de aia. Uh, serioasă. Și Tic a filmat toate astea, cum veneau cu autocarele, întreba da. de ce a venit aici, nu știau de ce au venit, deja mai departe. Erau efectiv luați și duși acolo cu forță acasă, mai mult sau mai puțin. Ca să arate acea susținere uh, față de uh, respectivul proiect minier. Și el a filmat toate astea și prai oamenii și-au dat seama ce se întâmpla cu adevărat Deu. acolo adică se zvoneau toate chestiile astea dar când le arăți pe un video vede omul exact ce se întâmplă e altă, e altă chestie și a fost fain că știi terminând na, tu încerci să faci awareness printr-un tur de genul ăsta dar awareness-ul e limitat în sensul că ok lumea începe să știe te vede știi că ai cauza asta dar a fost frumos finalul acelei ture. Că am reușit practic să aducem awareness-ul uh -huh. complet pe asupra... stradă. Da, și oamenii au ieșit în stradă să, să protesteze atunci. O lună jumate sau două luni cât au da. fost protestele. Toamna românească i-au spus după aia, nu. Da, dar tot atunci m-am decis eu că dacă e să fac vreodată ceva mai consistent așa pe bicicletă, ar fi America. În perioada aia. Și a venit 2000, a trecut 2014, în 2014 am făcut un uh, tur cu autostopul, tot ce am plecat în România, am în Franța, am coborât sudul Franței, uh, Italia, toți Balcanii și am ajuns până în Teheran, în Iran cu autostopul. Iar în 2015 terminam acum studiile. Vorbesc cu așa o ușurință despre chestiile astea. Mims, <laughs> sunt merge atâta cu autostopul. Da, fost, cred, niciodată cu da autostop dar acum, de exemplu, nu, nu știu dacă m-aș întoarce la autostop, pentru că e depinzi, știi, e fain, dar depinzi tot timpul de cineva, știi? Și nu, -mi, asta mi-a plăcut mai mult la bicicletă ulterior, e că ai autonomia aia, faci ce vrei tu, te trezi la ce vrei tu, pleci când vrei tu și faci câți kilometri vrei tu. Și ai o la fel de mare posibilitate de avansare, adică avansezi destul de rapid pe bicicletă, dacă faci 100 kilometri zilnic, e, știi, e foarte, foarte fain, plus că absorb mai mult din ce, se, din ce da, vezi da. și din, ce, din zonele prin care treci, nu? Da, dar revenind la ideea că în 2015 terminam studiile acum la facultatea din Montreal, zic, Bă, nu sunt eu de cubicle să mă duc acum să lucrez 9 ori, 8 ori de la 9 la 5 și să am o viață de aia rutinizată și așa, nu, nu sunt eu, știi, n-aș fi fost eu. Și mie de mic mi-a plăcut să, să ies să necunoscut, să mă să mă duc să explorez ce e dincolo de, de limita proprie, știi? Adică eram copil, aveam 11 ani și plecam cu trenul la Piatra Neamț la Bacău. Sau la Piatra Neamț la Bicazi. Și sau, nu știu, o, hălăduiam pe dealurile din jurul pietrei, nu e o copilărind în Piatra Neamț, e da. un oraș de munte. Și tot timpul am avut asta în și nu mă vedeam efectiv în momentul ăla, plus că am mai avut eu o poveste asta nebună de dragoste, că mă căsătoresc, că nu știu ce. Mi-a dat papuci, n-a mers Așa și erau toate astea Adunate la un loc știi? Tot în anul ăla s-a întâmplat Tot în anul ăla s-a întâmplat Atunci de fapt am decis eu A, a nu merge nebunia asta Ok, hai uh -huh. Ce, Care e următoarea nebunie? <laughs> ceva de genul ăsta, știi? Și... Ai fugit de ceva Măi există și o fugă, da, există o, cred că mulți dintre nebunii ăștia care ies în lume și stau așa ani de zile adică sunt povestea mea e, cum zic eu medium crazy, dar sunt povești fucking crazy nu așa, adică o povestea unui tip, unui neamț care a plecat 52 de ani pe bicicletă a făcut 700.000 km de toate țările lumii știi, hainți știu că deci, știi, dar te întreb la un moment da, eu asta am ajuns la sfârșitul călătoriei mă întreb dacă Îți povesteam, nu? Că te trezești liber, n-ai șef, n-ai orar, n-ai nimica. Dar oare aia te face cu adevărat fericit, știi? M-am întrebat de multe ori. Și nu cred că nu poți să fii complet, noi nu putem să fim compleți ca și ființe umane și complet fericiți atât încât noi ne rupem de comunitate sau ne rupem de, propria, de firul propriei povești, nu? Nu ne înfruntăm traumele, nu ne ducem, deci nu e, ai cum să fugi. Tu poți să încerci să mergi în altă galaxie, cred că și nu poți să fugi de propria traumă sau de propriile probleme. E un miraj ăsta. Uh -huh. Și atunci, da, sigur, a fost o fugă momentană, dar tu când să zic, când ai o decepție de asta sau o, se întâmplă o chestie de asta mai, mai puțin plăcută, e important totuși să-ți alegi să faci altceva, să-ți dai, să dai posibilitatea. Și, da, să-ți dai posibilitatea că poți să faci și altceva, poți să ai un alt proiect de viață, nu trebuie neapărat să te legi de acel ceva, nu? Și asta a fost la mine. A ajutat? Da, bineînțeles. Te legi de alt proiect, adică viața, cum să zic eu, e complexă și e făcută și în asemenea momente, it's ok, înveți din, din toate câte ceva, dar e important să ai un plan secund sau, o, cum să zic eu, să te legi de altceva, să, să continui cu altceva, nu? Dacă, ce, dacă acel ceva pe care ți-l ai propus sau acel plan pe care ai nu merge, apucă de altul, continuă da. viața în altă direcție și asta am făcut eu atunci. Și plus că nu mă vedeam, efectiv, cum spuneam, nu mă vedeam în momentul ăla de la 9 la 5 într-un birou în, nu știu, în Silicon Valley sau în, nu știu, în ce aș mai știu, sunt Seattle să lucrez pentru Amazon sau știu, pentru... Și nu... Nu și era chestia mea. Eu am crezut... E multora care lucrează în domeniul ăsta. Da, și eu am crezut că... Și ulterior, întâlnindu-mă cu fostul președinte a Uruguayului, cu Jose Mujica, un tip care are, e care cunoscut foarte, de foarte multe lume ca fiind le cel mai umil președinte lume, bine, al lumii, acum nu mai e președinte, dar când am eu, era senator, dar oricum are acest renume și e o persoană cu o gândire destul de superioară în multe aspecte. Și el mi-a confirmat dar ideea asta că a, pentru a fi fericit și pentru a fi împlinit trebuie să faci exact ceea ce vrei tu. Să-ți dai ce să-ți acorzi acea marjă de timp ca să faci acel ceva. Și să-ți dai, să dai toate unele să faci. Pentru că dacă m-aș fi dus să lucrez pe ai zice un salariu bun, să se dau 100.000 de, de dolari pe an, da? Și lucrezi 9 to 5 și ai proiect, într-adevăr, timp. Dar m a și simțit ca o rotiță din mașină, știi? Nu m și, ca o rotiță din, 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 mașinărie și atunci nu m a și simțit eu. Probabil că dacă m-aș fi apucat de un proiect independent, poate m-aș fi simțit mai, știi, mai... Dar în momentul ăla aia am simțit să fac și aia am făcut, știi? Și bineînțeles, Că nu e totul, nu e... Sunt, sunt, multe aspecte ale vieții care nu le experimentezi și nu le trăiești stând în pustiu. Să fim serioși. Adică acum apreciez faptul că poți să merg la teatru, nu știu, și să fiu îmbrăcat frumos, nu? Da, aveai să... momente în care pă, te gândeai, poate ar, fi mai bine să mă întorc. Ce caut eu aici, ia să caut un avion să... N-am avut, știi că... Avut, da? Nu aș fi prea, nu, nu, nu prea aș fi avut la ce să mă întorc, în uh, toți acei ani Adică eu Câți ani au, câți ani au fost? Au fost trei ani și trei luni de zile Trei ani de mers cu, cu bicicleta Da Da. Au fost toate țările Continentale ale Americilor Asta în afară De faptul că am plecat într-o extremă Și am mers în cealaltă Deci am plecat din Prudhoe Bay la 70 de grade La Tune Nord, Malu Golful Prudhoe Mă rog, e vecinătatea Oceanului Arctic și am ajuns până la Ushuaia, care e cel mai sudic oraș din lume. Și situat pe canalul Beagle, oceanul Antarctic de acum, aproape. <laughs> și mai doar în cort sau? Nu, au fost, oh, ce sunt Christi, la... <laughs> au fost niște locuri. Pe, cum zic eu, mai mult decât bizare în care am dormit. Deci, în primul rând, dormeam la cort. Asta e adevărat. Dar cu da. ce echipament ai plecat. Aveai bicicleta. Deci aveam o bicicletă telefon, cross, -quest, uh, cross Quest. patru e coburi, brand. patru coburi, patru ai 5 cu ăla de pe ghidon Coburile sunt gențile în care da. ții lucrurile. Și acolo aveam așa, haine, mi-am luat haine patru sezoane pentru că am plecat în, la începutul lunii august din Alaska, deci știam cum mă va prinde undeva iarna. Uh -huh. Eram contratimp, fugeam de iarnă, știi? Și m-am prins în statul de iarna Deci eram patru sezoane echipat haine de la mânecă scurtă, la nu știu, geacă de pufoaică de iarnă, știi? Uh, Primus, cu două-trei butelii, uh, cort, bineînțeles cort, am avut un cort trei sezoane, n-am avut patru sezoane, dar merge la pedala mărgata din adică când nu ieși pe la altitudine și așa merge să faci chiar și iarna te descurci cu el. Uh, sac de dormit, patru sezoane, aici e important pentru că dacă dorme afară la minus 20, trebuie să ai un sac de dormit bun. A era cu minimă, minimă de minus 40, deci n-au probleme cu partea asta, era chiar un sac de dormit bun. Ce am mai avut la mine? Mâncare, dacă ești în zone de astea, hrană, în zone izolate cum e Alaska, Canada, părți din Patagonia, mai departe, trebuie să ai hrană pentru o săptămână la tine. Asta ce înseamnă paste, nu știu, cremăvârsti, fulgi de cartofi, supe alune, uh, și așa mai departe. Deci tot ce poți să, să pui într-o geantă și să cari cu tine. Și e ok în zonele astea, mai zic că să vorbim și de zone reci. Nu, da. dacă ești în tropice, nu prea poți să cari mâncare la tine, nu poți păra, da. ci trebuie să te, te aprovizionezi zilnic. Dar în tropice, de regulă, e, sunt localitățile mult mai apropiate și ai mult mai multe posibilități. Iar în rest ce să aveam telefonul pe care aveam toate aplicații pe am făcut și blogging de pe telefon, aplicația de WordPress instalată, Facebook, Instagram, foloseam maps me care mă ghidam pentru rută, pentru distanțe și a mai departe, mi-am înregistrat traseul cu Strava, fiecare zi înregistram ce distanța parcursă. n-ai legăturat cu cineva? Au fost unii care te-au urmărit în direct? În direct pe Strava nu, dar am avut la început, am avut o altă, de fapt un alt device care mi-am registrat uh, tura la început. un uh, device se este spot, îl cumperi pe într undeva la 200 dolari și plătești lunar un abonament de 12, cred că 12 sau 15 dolari pe lună și aia îți dă posibilitatea să pui API-ul cu, locali cu, localizarea la fiecare 10 minute live. Dar e un preț pe care trebuie Deci e un abonament lunar. Da și așa mai departe. Iar din Mexic în jos am, am dat jos API-ul respectiv și m-am apucat să înregistrez totul cu Strava. Adică nu era live, Strava nu era live, dar puteai să vezi tot traseul și tot ce am făcut în ziua respectivă la final. Și, și era la, cumva aplat, da, la finalul zilei. Da, exact. Mm -hmm. Da. Când, sau când prindeam net, puteau să fie 2-3-4 zile când aveam net și atunci le stocam pe zile și când ajungeam la net se urcau. Ai că îți cumpărai cartel cu net în fiecare țară? Sau nu, prin au fost țări în care mi-am cumpărat, au fost țări în care efectiv am folosit wireless-ul. Dar să știi că în ziua de astăzi am dat și până și în jungla amazoniană, într-un sat unde oamenii n-au ce mânca, aveau antenă de wifi și status stătea, tot, satul stătea pe wifi. Am făcut și un live, la un moment dat am avut 50.000 de, oameni care mi-au văzut live-ul din, din, jungla amazoniană. Dacă duci pe profilul meu de Facebook, pe Radu anul e live din jungla, din junglă sau ceva de genul ăsta. Și am avut pe live-ul efectiv, erau la un moment dat 1200 oameni care se uitau. Era ceva crazy, nu să ai în jungla, în mijlocul junglei, eu îmi găteam acolo, am stat vreo oră pe live și îmi găteam și era efectiv super ciudat să ai semnalul ăla atât de bun în jungla amazoniană, nu? Dar asta e, poate nu ne dăm seama, dar trăim într-o lume foarte conectată foarte conectată. Deci găsești Wi-Fi în cele mai bizare locații, efectiv. Nu, unde nu te-ai aștepta sau unde nu te-ai fi așteptat să găsești. Da. Așa, deci asta e echipamentul și... Unde ți-a plăcut mai mult din, din toate țările astea? Dacă este vorbim de zone izolate, zone naturale, Alaska este superbă, Canada are printre cele mai virgine zone în Americi și parcuri naționale excepționale. Câteva parcuri naționale și din Statele Unite, Yellowstone, Yellowstone l-am prins fără trafic. În ultima zi când mai lăsau să treacă biciclete pe acolo. Deci normal era deja închis traficul pentru mașini, dar m-au lăsat fiind pe biciclete. Chiar în ultima zi mi-a zis rangerul, dacă n-ai ieșit la ora 9 seara din parc, am niște și te-am luat pe sus. <laughs> Asta Dar după e, ce dormi, ai, se... ai șosea prin el, nu? Da, da, da. da. Dar da, de ce ai traficul? Se închide iarna, nu-l mai dezăpezesc. Ești mm -hmm. la 2000 și ceva de metri, deci e zăpadă serioasă acolo. Și tot acolo m-a prins noaptea și am auzit lupii. Am zis că nu e adevărat ăștia, în prima crezi că-s câini, băi, dar stai, de unde câine și un platonul ăsta, știi? În fine, uh nu pot să spun că m-au impresionat peisajele din Mexic sau America Centrală, deși sunt și acolo câteva parc național, Manuel Antonio, Costa Rica, cu asta El Salvador, lui e superbă, dar m-a um, impresionat altceva în America Centrală. Am făcut o escapadă în junglă, cu tot cu bicicletă, dar niște ruine mai foarte greu accesibile. Și aici am o fază haioasă, când în ziua în care am ajuns acolo, și vreau să vizite. deci sunt două zile de mers efectiv prin junglă Cu bicicleta Cât poți să pedalezi, cât, poți să, cât trebuie să o împingi Că nu e să rădăcini, e uh -huh. destul de dificil să ajungi acolo Dar partea interesantă care e, e că a, ajungând acolo Au venit niște tipi foarte bogați cu elicopterul Și mă gândi, băi, eu trebuie să fac drumul ăsta înapoi până la șosea Mă luați voi cu elicopterul? Would ăsta. wouldn't you give me a ride in your back in your helicopter? Azi la mine, yeah, sure. Și m-au luat acolo în mijlocul junglei și m-au dus într-un hotel de 5 stele, unde am piscină, mi-au dat o bere și un trabuc. Deci <laughs> n-am zis, asta... Dar... Și asta este pentru mine, uite, astea sunt experiențe care fac o aventură picantă, cu adevărat picantă. Adică Clar. tu, eu dacă aș fi avut banii să plătesc acel elicopter, să fac lucrurile astea, păi era aceeași surpriza? nu era, n-ai fi avut elementul ăsta de surpriză, nu? Și asta e ceea ce m-a ținut pe mine în, 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 toți acești ani. Adrenalina necunoscutului. Faptul că tu nu știi ce se întâmplă în ziua pe cine întâlnești, ce ți se va întâmpla, unde vei ajunge, nu? Și asta, asta este ceea ce ține un călător de asta mai nebun pe drum atâta de mult timp, nu? Revenind la zone, iarăși... Ce, ce întâmplă din, din asta ai mai avut? Uh, stai să termin cu zonele. Ok, bine. Uh, în guiana, o șosea foarte mișto, în guiana Britanică, șosea foarte mișto prin junglă, maxim 2-3 mașini care se depășească zilnic pe acolo. Deci foarte izolată, începe cu o par parte de savană, se continuă efectiv într-o junglă unde ai, șoseaua nu e mai lată decât camera asta, știi? Și uh, foarte mișto zona respectivă, Amazonia braziliană, am făcut-o cu barca, în zona respectivă nu prea există șosele. deci am traversat întreg Amazonul cu or, o mare parte din el, 4.100 de km din nu 6.000 hectare, uh, cu 8 embarcațiuni diferite între, uh, din apropiere stoarul Amazonului până în Ecuador. Uh, toată zona de altiplanul din Ecuador, din Peru, Asta Bolivia, altiplanul e practic drumul care merge la 4.000 de metri, 3.800-4.000 variază, uh, dar e îi zice altiplanul planuri pentru că e plan, știi? Dar tu ești la, la altitudine foarte mare odată 4. ce ești 000. în azi. Deci mergi practic prin azi. Drumul care traversează de-a lungul azi, nu? Uh, care Austral din Chile sau ruta 7, cum e, se mai spune, o șosea fantastică de 1200 de km care traversează partea sudică a Chileului, deci zona de Patagonia. Uh, și bineînțeles, uh, Țara de Foc, insula Navarino, până unde am ajuns, am ajuns până în Porto Toro, care e cea mai, sudic, cea mai sudică localitate în lume. Deci dacă Ușoaia e cea mai sudic oraș din lume, Porto Toro este cea mai sudică localitate din lume. De acolo nu mai ai, practic, localități permanente. E uh, ultima localitate permanentă cu 55 de locuitori. Și tu de acolo te-ai întors tot cu bicicleta? Uh, nu, eu am ajuns cu bicicleta până în Țara de Foc, până în Ușoaia. A fost un... De acolo am la barca, pentru că nu mai ai șosele. Tu vorbim aici de insule, până la urmă și Țara de Foc e o insulă. Deci vorbim de insula țară de foc, Navarino și așa mai departe sunt altele și fiorduri și canale și așa, dar acolo se navighează doar cu barca. Da. Revenim la chestii crazy. Așa. Deci asta era una din ele da. și azi spuneam că asta practic te ține drum, nu? Altele, vorbim, vorbim de multe situații de unde am văzut bunătatea umană, nu? Vorbim de o situație din Statele Unite unde am fost prins într-o furtună de zăpadă, nu? Povesteam că am dar mers persioane. cu Iana în spate și m-a prins în Statele Unite până la urmă și în Utah era de acum seară, era început să se ningă foarte puternic, dar se întâmpla că eram, treceam printr-un sat și efect trebuia să mă bă, bă, adăpostesc undeva, nu? Și am bătut la prima ușă la care am bătut, erau niște bătrânei și se întâmpla că era ajunul zilei recunoștinței. Oamenii așa așteptau copiii, am ajuns înaintea copiilor și am văzut tot uh, ud, plă, nins și așa mai departe și am a, păi hai înăuntru, știi? m-a impresionat atât de mult faptul că ai bătut la... Prima ușă la care am bătut am fost primit, știi? Și după aia a venit și familia, am stat la ei, cu ei la masă, știi? Și nu te aștepți, mai ales în statele în un unde e toată teroarea aia că... da. care planează, știi, asupra societății că nu primi străini, că așa, nu? Și mi-au mi mi demonstrat exact contrarul, știi? Faptul că... Până la urmă, lumea e mult mai umană și mult mai bună. Noi vedem tot felul de rahaturi de știri, cum știi, și punem accentul pe toată violența, care este când, de fapt, violența e, o, e marginală. Că este lume. minoră. Da. Eu am văzut mult mai mult partea asta de, cum să zic de bunătate umană. Faptul că omul, ăla necunoscut, e mai dispus să te ajute decât am, am crede noi. Da, a, a, moment fanii din nou în Venezuela, a, am dat prima, prima și ultima șpagă A expediției și cum m-a oprit a, poliția locală, zis, e, e, e tu pe bicicletă, nu știu ce ai coa, Ok, stăm de vorbă, nu știu ce, și tot da apropo, în engleză, că să, nu în spaniolă. Vorbesc și spaniolă și portugheză, am învățat în călătorie. Uh, și uh, vorbeam noi acolo nu ar, Oricum n-ar ști engleză. Nu, nu, nu ești într-o lume în America, vorbim totuși de trei limbi majore și nu prea se fac. Uh, deci uh, e lumea ispanofonă, care e jum, practic jumătate din populația americilor vorbesc spaniolă, iar cealaltă jumătate e împărțită între cei care vorbesc engleză și portugheză, care sunt cam la același număr de vorbitori pe continentele americane. Și uh, nu prea există trecere dintr-o... Adică sunt arii atât de mari și de extinse în care se vorbesc limbile astea, încât nu, ai nev nu e ca în Europa, unde uh, ai condus uh, trei ore într-o direcție și ești în altă țară, în altă cultură, în altă... Nu, acolo practic poți să conduci din Statele da. Unite în țara de foc și vorbești doar spaniolă, știi? Nu e... E o altă concepție a a părții astea lingvistice. Sunt mult mai monocul... monol... monolingvistici și monoculturali din punctul ăsta de vedere. Dar le venim la faza din Venezuela. Uh, tipul tot îmi bătea apropo că să-i dau șpagă, știi? Că știi că... Ce nu... Și nu vreau să-i dau șpagă, știi? Și tot am apropo, nu știu ce, așa, așa, așa. Hai, era 500 de bolivarin, câteva zeci de cenți, nu era, era ceva infim, o sumă infimă care mergea. Și mă rog, i-am dat până la urmă, dar la ăla cred că moment momentul i-am dat s-a simțit atât de prost că a cerut până la urmă, mi-a făcut o cafea de bani. Și <laughs> am să niciodată că, că, de fapt eu n-am dat șpaga, mi-am plătit cafeaua, dar e atât de fanică. Mi-a cerut pagă și la urmă de paga aia mi-a dat și o cafea. <laughs> Dar tu le povesteai ce Da, bineînțeles, le povesteam că vin Și asta e faza faină că la bicicletă atragi Multă simpatie Din partea oamenilor Făcând ceva prin forțe proprii Făcând o călătorie în forțe proprii Povestind despre toate locurile prin care ai trecut Și ceea ce s-a întâmplat construiești o poveste de viață Care oamenii o, o apreciază foarte mult Și bicicleta în sine E un pașaport bun Adică nu poți să, să fii o persoană rea și să mergi pe bicicletă, nu știu, știi? Da. <laughs> e, e cumva incompatibil. Imaginea <laughs> pe care o creezi atunci când apar pe bicicletă e una de om bun. Și asta atrage foarte mult, foarte mult ajutor din partea celorlalți, cred eu. Dar aveai uh, moment. Cum ai zis că ai mers prin junglă. La un probabil, trebuia să te oprești să pui cortul în junglă. Nu ți era da. frică de șert, de pâienjen, de nu știu, bandiți. Uh, poate de Ce? bandiți, păi asta aș vrea să subliniez că, animalul cel mai periculos rămâne omul. Am dat în Alaska de ursul grizzly. Am dat de, nu știu, de a venit Dacă cu ochii Da, da, ursul grizzly, da, bă, la 50 de metri de vin, nu știu. Scurmaș, aveam pește proaspăt și uh, s-a două tu labe. Pește Da, pescuisem în Alaska. Și... Uh, S-a ridicat în două labe, a mirosit, dulmecat așa și așa a văzut mai departe discurmat de Iar eu am dat pedală cât m-a ținut că nu îți dai seama, mi-era frică. A, deci nu erai campat. Nu eram campat, nu. Uh -huh. Eram în deplasare, în mișcare. Nici Dar la cât eram campat, m-a șocat că am găsit urme de puma într-o dimineață în Patagonia. Deci a venit puma, m-a... A venit curioasă la cortul meu. A venit într-o dimineață Uh, aud mișcare. Eram, ți-am zis, tabietul meu de a bea cafea și de a, de a citi dimineață. Și eram la cort și a aud eu Într-o zonă unde nu calcă nimeni în Chile, deci pe acea care era austral, retras cumva în, înspre cursul râului, deci eram, nici măcar nu eram lângă șosea. Și am mișcă, ci Dumnezeu? Și era, un zi cu vulpea. Vulpea la cort, veni să-mi fure mâncarea. Dar acum uitându-mă și amintindu-mă unde. îți dai seama, mă cuprinde un, un sentiment de nostalgie, știi, pentru că sunt niște chestii pe care le treci doar da. dacă stai în pustiu sau dacă locuiești. Dar nu simți ca și cum ar fi fost un vis toată da, povestea? Aia? E exact, acum gândindu-mă și povestindu-le cu tine, mă simt ca și într-un vis, știi, s-a întâmplat. Mm -hmm. Sunt foarte multe, în trei ani de zile vezi și treci prin atâta locuri și întâlnești lume. Și fiecare zi e diferită. Și fiecare zi e diferită, da, și e, e complet altceva. E complet altceva față de viața. trăiești într-o într altă lume, practic, într-o mi se pare că trebuie să fii făcut pentru asta. Au Mie fost... Îmi place mult rutina. Nu mă văd făcând așa ceva. Da, trebuie să-ți placă să ieși în necunoscut și să dar asta e frumusețea a, a ceea ce am făcut, faptul că așa descoperi, deja te descoperi pe tine, așa treci prin toate evenimentele astea. Uite, unul cred că din cele mai sceri acum mi-a venit, uh, tot așa. La cort, la granița între Argentina și Brazilia, mai precis, provincia argentiniană Misiones și statul brazilian Grande do Sul. Mă și o memorie foarte bună. Uh, știi drâuri, știi tot. Nu, când călătorești pe bicicletă, crede-mă că înveți geografie, o înveți practic geografia. Deci asta este altă chestie, că tu poți să faci facultatea de geografie și nu cred că ți-a aduce aminte atât de bine cum ne aduc eu aminte. Când le... Adică eu mi-aduc aminte și unde trebuia să urc da. și unde trebuia să cobor <laughs> și pe unde e granița și pe unde e râul și pe unde deci, îți creezi o imagine extraordinară. Acolo înveți de fapt geografie, știi? Când, faci, când încerci să vezi lumea pe bicicletă. dar partea haioasă la toată chestia asta m am înculcat pe graniță, deci lângă fluviul Uruguay, chiar pe malul, pe un, bine, e foarte înalt în zona aia malul, dar într-o pădurice pe malul fluviului Uruguay. Și la ora patru jumate să fi fost 5 dimineața, nu știu, nu mi-aduc aminte bine, nu era încă crăpat de ziua, mă trezesc cu cineva la cort. A fost prima și ultima oară din fericire când m-am trezit cu cineva la cort. Asta este chiar ceva de speriat, trezești cu un om. Om la gort, ori vrea să te fure, ori vrea să te omoare. Nu... Păi, dar cum te dai Dumnezeu? Un om? Păi, am auzit, nu m am m trezit, efectiv, din Că cort, din cort. Da, mi-a vorbit. Stiu, am venit să mă fure acum. Și m-a întrebat ceva de genul dacă m-a lăsat. Era la marginea unui orășel, Când era granița și puteam să travesesc cu bacul pe partea braziliană. Și uh, pădurice, deci la marginea orașului, pe malul Trezești cu cineva la și m-a întrebat dacă mi-a dat voie prefectura să rămân acolo. Și m-am gândit eu, ce prefectură? Dar sunt într-o pădurică, în afara orașului, ce treabă Și am văzut că nu vrea, am văzut că e pașnic cum nu și -a. ce? Ah, ok. Dar n-am apucat să la 10 minute, aud focuri de armă. Poc, poc, poc. Bă, de ce se întâmplă aici? Scot capul pe cort. Îl văd pe ăla care venise la mine la cort Era cu o ladă în spate Fugea fugării de, de prefectură Deci după aia mi-am dat seama Ce se întâmpla Erau de fapt Contrabandiști care treceau cu marfă Din Brazilia Dar erau argentinieni Deci erau argentinieni care cred că se duceau și luau Când mi-au vorbit în spaniolă Nu în portugheză Și ăștia îi fugărea Poliția, prefectura îi fugărea cu Focuri de armă Dar Îți dai seama că e... <laughs> să te trezești cu asta la cort e, nu, e, nu e nice, știi? Și l-am întrebat după polițist poliții, domn, tot e ok să de aici? Nu, dormi acolo, nu poți să dormi cu tine, n-au nicio treabă cu tine. Nu ai cu bandiții ăștia. Da, e și asta expens. Și au fost multe, știi, acum nu ți-aduce aminte de toate decât dacă le iei așa ușor, ușor. Dar au fost, au fost multe. Ai făcut poze pe drum? Oh, multe. Am câteva mii de poze făcute. Ca să, ai folosit ah. Google Photos Că acolo poți să vezi și ți le pui pe Drive. zile sau pe. Da, le-am pus pe Google Drive, nu le-am. pe uh -huh. Google Photos, nu. Dar. Acolo poți să pui să cauți uh, o țară, uh -huh. și dacă ai activat location, ți arată doar din țara respectivă. Da, da, da. Nu, eu le-am pus pe Google Drive, nu le-am făcut publice sau ceva de uh -huh. pe Nu, pentru mine. Adică, pe pe cel care le-am făcut publice le-am pus pe Facebook direct. Dar. Uh, da, sau au fost uh, chestii, multe momente. De... Faine. și e, ca un vis acum aducându-mi aminte. Adică dincolo de statistici, dincolo de faptul că ok, am pedalat 34.556 de km sau 554, nu știu, oricum 34.500 uh, de nu e km, 4.100 de km. Nu, pentru că eu făceam pauze, totuși nu m-am forțat, știi? Adică de asta mi-a luat trei că dacă vrei, eu... A, țin să zic că eu inițial am plecat pe 9 luni de zile. Eu am că fac traseu, 112 pe zi, nu știu ce, e și după aceea am schimbat mult mentalitatea, făcând chestia asta, băi, de, ce să mă grăbesc, la ce mă grăbesc? Nu are, până la urmă, valoarea umană și valoarea unei astfel de expediții tocmai stă în faptul că acumulezi mai multe experiențe, nu? Dacă tu faci ceva pentru record mondial, să zicem, da? te duci și travesezi recordul pentru traversarea meciului e la 83 de zile setat acum. Dar vezi ceva? Trăiești ceva? Nu, trăiești pe o bicicletă unde te uiți la asfalt, știi? Nu e, nu e, nu, nu aia e scopul uh -huh. meu și nu ai e viziunea mea când plec în când necunoscut și când... Eu mă folosesc de bicicletă ca să văd lumea și ca să am aceste experiențe, știi? Da, am citit eu de... nu fac ciclism, eu fac cicloturism sau ciclism de aventură. Mie mi îmi place să-l numesc ciclism de aventură, că exact asta e. Te folosești de bicicletă să intri în zone izolate, să, să ajungi la uh, în locuri, nu? să vezi mai multe, să întâlnești oameni, dar nu statistica e important. Nu? Că în anumite zone te priți și asta mai mult. Da, păi îți spuneam, în Medellin am stat o lună în Columbia, am stat o lună în Manaus și patru luni în Ecuador, unde am făcut și câteva ascensiuni, am urcat pe patru vulcani de 5 și 6.000 de metri. Cea mai importantă ascensiune a fost pe Cimborazo, 6.268 de metri și e și punctul considerat cel mai îndepărtat de centrul terii. Nu e Everest, e Cimborază Dar de ce? Pentru că e mai apropiat de Ecuador De Quator. Adică tu în momentul în care te depărte Deci cum e A, De centru e... te regat, am înțeles Da, am înțeles. deci da. Everestul e mai la nord, nu? Uh -huh. De ecuator. Ecua, de deci că ar fi punctul în care se învârte cu, ce, cu cea mai mare viteză Da, deci practic tu scazi din înălțimea Everestului și o pui la bază, da, nu? Da, da, da. Și atunci, ăsta fiind de 6268 de metri, și fiind chiar la 2 grade latitudine sud sau ceva de genul ăsta, 1-2 grade, nici nu mai știu, e practic cel mai îndepărtat punct de centru terii româneștii. Uh -huh. Apropiații tăi, nu știu, părinți, frați, n-au fost îngrijorați? Ba da, ca mai era îngrijorată că o să mă mănânce ursul grizzly, până la urmă am avut evenimente neplăcute cu oameni, nu cu animale. fapt, cea mai periculoasă animală în Alaska a fost veverița. Mi-a făcut o gaură în cob și mi-a luat m-a mi furat din mâncare. Așa, dar au fost și câteva evenimente nefericite cu oameni, adică am fost jefuit în Panama cu cuțitul, la. în Panama City. A ieșit un tip cu cuțitul și a vrut să mă fure. Să-mi fure tot. Dar am întors bicicleta, am reușit, am avut timp Când am văzut din, I Am citit intenția din timp și am întors Să dau înapoi și mi-am șfăcat doar Doar unul din coburi În care aveam toate hainele De schimb, a rămas doar mic. cele pe mine Am dormit în noaptea aia la poliție, pardosea. Ai uh, fost la poliție? Da, păi am zis că m-au furat și așa mai departe Și m-au primit la ei să dorm acolo uh, În Venezuela Am acolo într-un hotel, niște hoți, nu m-au găsit A doua zi m-a escortat poliția din oraș. Te-a căutat la hotel? m au căutat la hotel. m au căutat la hotel. Ce obțin asta mi-a zis recepționerul dimineață. Da. Că te-au căutat ca să te fure și nu m-au găsit pentru că ăla de jos bătrân. Sau ce obțin asta am înțeles eu. Că bătrânelul care era noaptea la recepție, ce au furat din recepție ce au găsit acolo, dar nu m-au găsit pe mine. Mm -hmm. uh, dar în un momentul ăsta nu există turiști ce... în Venezuela Și atunci tu ajungând într-un orășel de la Cum era la unde s-a întâmplat chestia asta uh, să a, a venit polonezul meu, asta a că îl caută pe polonez, când au spart hotelul. Și el nu știa la ce cameră să... Sunt. <laughs> sunt cazat. Adică nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost să mă trezesc cu niște indivizi care dau ușa jos peste mine. Da. și a doua zi am fost escortat de poliție. Am mai fost atacat cu arma niște puști sau ce obțin. Nu știu dacă era jucărie sau adevărată, dar m-au intimidat niște puști cu armă în Guiana franceză. Mi-au furat o cameră, un GoPro în Peru, deci sunt și aceste... Un telefon în Mexic din mers mi l-a furat. Mi l-aș păcat cu tot cu căști, așa. Tipul pe motocicletă, eu pe bicicletă. Jap. Sunt așa acestea, dar nu... Sunt minore în comparație cu gesturile de omenie de care m am avut parte. Au fost oameni care se opreau și îmi dădeau bani. Statele Unite cineva s-a oprit și mi-a dat 100 de dolari. Fără să zic eu sau fără să cer sau s au oprit, a vorbit cu mine și mi-a zis, te rog eu, nu știu ani Cazuri în Columbia, familia asta care spunea că am stat la ei aproape o lună de zile. Mama, băiatul la care am stat, mi-a a gătit, m-a -a pus la masă cu ei. Deci sunt, nu știu cum zic, zi de zi, știi? Cât am păstrez atâta? legătura cu... Da? da, 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 da. păstrez cu mulți dintre ei legătura. Uh, la fel, după ce mi-au furat cobul respectiv, cineva din Columbia, din Medellin, mi-a făcut altul gratis. Nici nu găseai în Columbia coburi. Deci s -a, a luat modelul pe care îl aveam, rămas, și a construit el din materiale altă pentru mine. Deci niște gesturi de extraordinare. Plus atâția oameni care și-au deschis casele și m-au primit și m-au dat de mâncare, nu atâția zeci, dacă nu, de fapt sute de români care m-au ajutat pe blog. Și aici mm. trebuie să-mi mulțumesc tuturor, deci oameni care îmi urmăreau aventura pe rețele socializare și pe blog și care, care contribuiau cu donații pentru, știu eu, pentru hrană de care aveam nevoie, pentru strictul necesar, nu ca să duc la capăt expediția asta. Eu așa mi-am finanțat de fapt întreaga expediție. În afară de sponsorii de la Crossbike care mi-au mi pus la dispoziție echipamentul și de o firmă de IT care mi-a, Cyber Smart Defense, care mi-au plătit biletul de întoarcere, uh, păi eu așa mi-am finanțat întreaga expediție prin donații de la românii din toată lumea care mă citeau. Au fost donații de la 5 euro la 500 de euro și de oamenii ăștia întâlniți pe draseu, care își deschideau case. Și e important să menționez faptul ăsta, nu, că am plecat cu 900 de dolari până la urmă. Și că oricine. Doar atât? Da, doar atât la mine. Și oricine vrea cu adevărat să facă ceva de genul ăsta, poate să o E foarte important. Uite, la ea și au venit niște copii orfani, ne-a adus o persoană care mă urmărea și a zis că ar fi interesant să vină să mă asculte, știi? ce foarte interesant, cât costă, cât toate aspectele astea, oare eu aș putea să fac, nu? Și eu asta încerc acum să fac, să să aducă ce speranță că oricine poate să facă lucrul ăsta, nu? Nu e, nu e science fiction, este accesibil, dar că trebuie să ai... De fapt, că orice faci în viață trebuie să ai încredere că poți să faci și să ai acea pasiune să o du duci la capăt, nu? Pentru mine, plecând pentru 9 luni de zile, sigur, a existat planul ăsta de a ajunge în aia, dar m-am și purtat. Adică e o, e o combinație de asta în care tu ai o structură și eu cred mult în structură și în organizare sunt inginer de de, de felul meu, da. nu? De format. Sunt format inginer. Dar uh, cred și foarte mult în faptul că trebuie să lași viața să curgă și trebuie să lași uh, și po, se pot schimba multe pe drum, nu? Ceea ce a fost și cazul la mine, nu? M-am lăsat purtat m-am dus am 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 făcut un traseu mult mai lung decât cel in, cel planificat inițial. Uh, am avut mai multe experiențe și am rămas mai mult timp pentru că mi-a plăcut ce am făcut și m-am lăsat purtat. D ai Din vrut nou. de la bun început să, să faci singur sau ai cu. Da, singur. -ai singur. singur. Singur, pentru că cu partener este greu. Deci cu, partener, cu singur este cea mai ușor, nu? Să-ți găsești un partener care tu să ai același ritm, aceleași tabieturi, aceleași... Nu știu, trebuie să te cunoști atât de bine cu persoana uh -huh. ca tu să te simți confortabil să o faci cu altcineva. Dacă nu, apar imediat altercații și, cum zic eu, diferențe și e greu. E greu cu o altă persoană. Mai, adică mai ales când te duci în zonă Adică eu mi-asum niște riscuri Trebuie să știu că acea persoană Își asumă aceleași riscuri Și se bagă în aceleași situații ca mine Pentru că dacă nu Persoana respectivă se poate simți jignită Sau se poate simți, da. nu știu sunt, Asta e doar un exemplu Știi? E greu, e greu să, să, sau să ai un partener Și ai vrea cu adevărat să faci doar pentru că nu vrea. Exact, sau eu vreau să stau La cafea dimineață o oră în plus El vrea să plece la drum el vede, eu de multe ori pedala noapte. Multor persoane na, nu le place ideea de a pedala noapte, știi? Mm -hmm. Deci, eu cred foarte mult că fiecare are programul său și e greu, dar asta e, e greu ca, ca tu să-ți găsești o persoană care să se muleze după programul tău sau cu care să te mulezi la un program comun. E greu? E cel mai greu? Da, păi și în excurs, când mergi în excursie în City Break și sunt mai multe persoane e foarte greu să mănânci undeva. Iar la mine totul era. la mine totul era neprogramat ce se întâmplă ziua. Aia. Una este să te duci cu un grup de 20 de turiști unde știi că la ora <coughs> 13 ai masă, la ora 14 te duci și ai vizitat Louvre, la ora 16 ești înapoi la hotel pentru siestă și la 19 ai masa de seară. Eu nu am așa ceva. Deci aici zic că nu, da. e, nu e ca și cum te duci cu, cu grupul turistic unde uh, programul e făcut pe zile și pe ore. Nu. No. Și cum a fost viața ta după toată asta? Pentru că E interesant, trăiesc o altă etapă a vieții. Acum am o relație de patru luni de zile și asta este ceva nou, ceva da, dificil. Dar în România, nu? Da, în București. Ceva dificil, dar ceva la fel de frumos. Viața este... Asta spuneam, nu? Că nu e... Eu sunt de părere că trebuie să te... Uh, trebuie să explorezi toate aspectele vieții, nu? a fost acum aspectul ăsta de a, de a, mă duce necunoscut, de a pleca, de a, de a uh, forța anumite limite sau a depăși anumite limite psihologice, de a mă cunoaște pe mine mai bine, nu? Pentru că e și un proces de a te cunoaște pe tine. Tu, de exemplu, când, ai, când vii dintr-o familie disfuncțională, cum a fost a mea, să recunosc că am vin dintr-o familie disfuncțională, am, nu mi-am cunoscut tatăl, uh, de mai mea n-am fost legat foarte bine emoțional, uh, bunicii au avut și ei situația care au avut -o în familie, se certau, nu s-au iubit și așa mai departe. Deci era o familie disfuncțională. Și asta lasă un copil traumatizat, știi? Sau lasă cu îndoieli. Lasă cu o stimă de sine scăzută. Și cazul meu nu este unic. În țara asta, iată-mă, dar cred că 60-70% din familii sunt traumatizate sau au cazuri de genul ăsta. Și la nivel de societate, în România, e o psihoză generală, știi? Tocmai pentru că nu știm încă să ne. Să ajungem la originea acestor. Da, și să spunem lucrurilor să pe nume, asta. să vorbim, să creăm un dialog, un dialog emoțional, nu? Și asta este alt aspect care ar fi interesant să pe care ar fi interesant să-l menționez. Și anume că până la urmă, tu făcând lucrurile ăsta cărora oamenilor li se pare că e ceva extraordinar, și din comun, că uite ce limite fizice și de... limita fizică e un lucru, statistica e un lucru, dar mai departe decât asta și mai semnificativ și mai important sunt emoțiile pe care le ai tu în timpul și schimbările care se petrec în tine, nu? Și eu am încercat asta să fac, să fac asta, nu eliminând toți factorii din jurul meu, nu mai poți să dai vina pe nimeni și pe nimic, rămâi tu cu tine însuși și acolo poți să ajungi să decojești stradu uh, strat după strat, strat după strat, strat după strat. Bineînțeles, eu am purtat în timpul ăsta dialogul cu așa mea, Georgiana Antoce, care e, o... e, unul în cei mai buni psihiatri în Australia și este și persoana care m-a deschis pe mine. Și mi-a deschis apetitul către, nu știu, către necunoscut, către a explora, a explora lumea, a explora fațete interioare, exterioare. Deci persoana care, zic eu, mi-e cea mai apropiată. Și um... mă gândesc că după ce faci ce ai făcut tu, simți că ai putea să faci orice altceva? Da există încă dubii, din, dubii și nu. Tu dacă crești, de exemplu, cu niște oameni care îți. Eu mi-aduc aminte de niște chestii din la mine în familie. Tatăl meu, mă rog, soțul mai mi tatăl meu vitre, i am spus odată. Eram în clasa a 5 -a și i-am spus am luat premiul 2. răspunsul care a fost a fost la modul a, păi să-mi spui când e premiul 1. Când am luat premente, am spus Păi ce vrei să iei? Da, asta e, știi? S-au Erau... intrat la cea mai bună universitate, nu? Uh, din Canada Păi unde vrei să intri, știi? Erau niște responsuri de astea În care nu, nu se punea în valoare uh, Efortul și uh, Știi? Și asta era un copil Sau un adolescent cu niște traume Efectiv, cu niște costimă de sine scăzută, nu? El cred că partea cea mai faină La toată aventura asta este că am ajuns să înțelegi că poți până la urmă să faci orice. Dacă da. poți să traversezi două continente pe bicicletă și să faci asta, poți face faci orice în viață. Și nu, ai, nu există limite. Limitele sunt toate în capul nostru și sunt impuse de cei cu care creștem până la urmă. Sau de mediul cu care creștem. Pentru că dacă crești un copil și spui și desenează o prostie, dar îi spui, mamă, ce frumos e, ce tare e, știi? Uh -huh. Și îl crești cu această stimă în sine, el nu o să aibă acele limitări. Eu am crescut cu aceste limitări și aceste limitări au fost din familie. Și atunci asta te deschide. Te deschide, dar Asta trebuie să fie încununată sau împreunată cu un dialog permanent. Un dialog cu oamenii, un dialog cu societatea. Deci tu nu poți să te duci să vii cu o traumă din familie, să te duci să te duci pustnic undeva. Nu o să o rezi nu cred că o rezolvi. Chestiile astea se rezolvă doar prin dialog și prin feedback permanent, prin relații. De exemplu, acum relația în care sunt e foarte interesantă, pentru că din nou apar aceste aspecte, cum v-ați cunoscut. Uh, ea mi scris pe Facebook și am ținut legătura un an și două luni de zile și ne-am văzut cum am întors. Uh -huh. da. da, e foarte interesant, sunt aspecte și aspecte. Deci faptul și... că ai, crezi, te a ajutat că ai făcut terapie? Uh, Sau să fost... zicem nici măcar nu a fost terapie, Au fost discuții cu așa. Uh -huh. Au fost discuții pe care vreau să le includ și în cartea pe care o scriu acum. Deci uh, sunt uh, aspecte foarte interesante, știi? Da, eu, mă rog, e un fel de terapie. Terapia e de fapt, e de fapt mult spus, pentru că terapia ai face-o cu cineva care, nu -ți care trebuie să te ia de la zero și trebuie să... A fost mai mult discuții amicale, pentru că așa mea cunoaște situația da, mea, deci da. nu e ca și cum uh, uh, ai face terapie, ai lua de la zero fără să cunoști nicio, nicio... pentru că asta înseamnă terapie. Să ei fără niciun parametru și tu ușor, ușor construiești cu persoana respectivă, cu doctorul respectiv... Uh, toată povestea și ajungi să se tezi parametrii și așa mai departe dar cu ea a fost discuții cum să zic eu, început. acum 10 ani de zile 11 ani de acum când, a, când am fost la ea în Australia a fost prima călătorie pe care am făcut-o așa mai îndepărtată ea mi-a dăruit la 18 ani un bilet de avion pe Australia și așa a început totul acolo a început să să să-mi dau seama de ce se întâmplă în viața mea, cine au fost oamenii cu care am crescut, care sunt orizonturile, care sunt limitele, unde pot să merg mai departe, nu știu ce pot să construiesc în viață. Da, e, e, eu am avut incredibil noroc să am asemenea persoană ca ea. Adică eu nu, sunt conștient că nu oricine are în preajmă o persoană da. ca Georgiana, ca nașa mea, știi? Și e, e fantastic. Dar e, e important dialogul cu oricine L-ai la și cu Și e important să te deschizi, să le spui Dacă m ar urmărit pe Facebook și știi ce postam Am postat de multe ori chestii Adică nu erau doar că Mă duc în locul aia și văd Pentru că orice loc e o experiență personală Tu îl vezi într-un fel, eu îl văd într-un fel Dar important este să vezi cum te conectezi cu locul respectiv Ce simți De ce ți-aduce aminte Cum te relaționezi tu cu el Și da, asta, asta e frumusețea unei, unei călătorii de acest gen. Deci acum lucrez la carte. Da, da, în momentul ăsta lucrez la carte, mai fac motivații. Să carte despre... Despre toată experiența și încerc să o scriu foarte uman și foarte sincer și să ajung la miezul mai multor teme care m-au... Uh, m-au... Uh, sau frământat pe mine lecții învățate, experiențe avute, încerc să folosesc un uh, limbaj mai uh, așa mai umoristic, să zic. E important, cred că, uite. Apropo de umor, uh, e, e o parte esențială de noi și avem O scrie o, sc uh, o scrie în engleză. O scriu în română și după aia am să mă gândesc să văd dacă o traduc în engleză. Uh -huh. uh, e un întreg proces, dar o, o scriu inițial în română, da. În engleză poate, deci nu, în spaniolă sau portugheză. <laughs> După aia. Da. Și în rest încerc să fac acum motivational speaking, mă duc în companii, în școli, în unde am fost chemat și uh, încerc să aduc această viziune lărgită asupra vieții unora și de altora. Planuri de viitor? Alte expediții? Voi face. Să știi că vreau să continui cu expedițiile și voi face. Probabil mai de scurtă durată, dar mai de, mai de anduranță. Uite, de exemplu, una din idei este să merg în Antarctica câteva luni pe schiuri, să traversez dintr-un punct în alt Antarctica. Bineînțeles, sunt expediții mult mai costisitoare, unde ai nevoie de niște sume de bani și niște sponsori, sponsori. și niște uh, chestii organizate, dar sunt pozitiv că le pot realiza. nu. E... Uh, sau Groenlanda, mai, mai fi altă variantă. Africa pe bicicletă m-a interesat tot, dar pe rută mai... mai mai bine punctată și mai scurt tot traseul de câteva luni de zile nu ani să văd ce rută sau poate vor fi mai multe rute în Africa deci cu chestii de genul ăsta o să mă ocup în viitor și da, cred că asta e foarte tare a fost foarte inspirațional pentru mine tot ce da? ce ai zis da. <laughs> mă bucur da. Mă gândesc că ai că mă bate gândul să fac și eu ceva de genul ăsta. Păi bagă, bagă, Dar trei ani. Bagă. La trei da. ani mai mult. Nici eu n-am plecat în trei ani. Dacă aș fi spus că plecam la gem, nu mă crede nimeni. Așa, zine unde te găsește lumea, unde poate face donații sau... Uh, păi, în primul rând lumea poate să mă găsească pe Facebook, Radu Am că ai răspuns foarte rapid când da. ți scris. Nu, nu, vă, răspund la mesaje, nu e. Deci pe pagină sau pe profil. Cea mai bine profil. Pe Instagram, radu.paltineanu mm -hmm. și pe site-ul meu, pe blog, radu.paltineanu.com Ok. Da. Mulțumim tare mult. Da, Am ceva drag. pentru tine. Hai. <laughs> e cana. Cu asta ar fi un dintre. Hai mă. <laughs> Ce tare. Hai să facem o poză. Facem o poză, da. Chiar stai să